Bună seara, bun găsit la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi. Vom discuta în această seară despre un subiect care frământă societatea românească de ceva timp și anume o propunere care vine din zona intelectuală și care este intens dezbătută acum, aceea a unificării datei la care creștinii de toate denominațiile ar trebui să serveze. Paștele. Există și o scrisoare publică în acest sens, care a fost lansată de fostul ministru de externe, Teodor Paleologo, profesorul universitar Adrian Papahagi și alți intelectuali au adresat o scrisoare Sfântului Sinod al Bisericii la 23 aprilie în care cer ca Biserica Ortodoxă Română să se implice în dialogul panortodox și interconfesional privind celebrarea Paștelui la aceeași dată. Spun semnatarii scrisorii, frumos ar fi să sărbătorim învierea Domnului împreună ortodoxi, catolici și protestanți, măcar începând din 2025, când se vor împlini 1700 de ani de la primul sinod ecumenic de la Nicea, afirmă semnatare scrisorii deschise. Unul dintre susținătorii acestei scrisori, profesorul diplomatul Teodor Paleologu, președinte al Fundației Paleologu, este împreună cu noi pentru a discuta acest subiect. Pe cât de incitant, pe atât de sensibil, domnule paleologu, bun venit din nou la decriptaj. Mulțumesc pentru invitație, numai că ați spus Adineauri paleolog un loc de Baconski. Baconski este unul dintre inițiatori, Alături de Adrian Papahagi și de da. o sumedenie de alți intelectuali extraordinari, cum este Andrei Pleșu, Anca Vasiliu, rectorul Universității din Cluj, Ana Blandiana. Eu n-am semnat. Da, și cred, am... cred că a fost o greșeală de citire. Nu, nu, dar, că, e dar e important să, fost, să spun un lucru: că nu am semnat această scrisoare, nici nu o semnesc că nu are rost. Deja mesajul a trecut, e cât se da, poate de. De declar. aceea a spus unul dintre susținători. Și uh, nici, uh, nici nu sunt de acord cu toate argumentele invocate. Chestiunea e importantă, uh, dar se vorbește de zeci de ani uh, despre lucrul ăsta. Uh, problema este că uh, Ortodoxia, așa cum e, uh, din cauza diviziunilor sale interne, uh, nu a făcut progrese din anii 60-70, de când se tot vorbește despre unificarea datei. Da, sunt documente ale Bisericii Ortodoxe, vechi, da, de zeci de ani, în care se vorbește despre acest lucru. E o dorință cât se poate de legitimă și atunci asigur că nu pot decât să susțin o dorință uh, legitimă. Totuși, domnule Paleologu, discuția a uh, izbucnit cu mai mare intensitate, cel puțin în spațiul public, acum și chiar aș fi vrut să vă întreb dacă dumneavoastră credeți că este un demers venit doar din România sau este rezultatul unei preocupări mai largi. Am văzut zilele trecute un articol în ziarul francez Le Figaro, unde președintele adunării episcopilor ortodoxi din Franța, împreună cu episcopul catolic de Nanter, susțineau aceeași idee, va propuneau și o modalitate de calcul pentru această dată, care ar fi urmat să dea un rezultat diferit și față de cel uh, al catolicilor și față de cel al ortodoxilor, așa cum se practică în momentul de față. Deci iată că pare să fie un demers mai larg decât... Da, cer, pentru că așa cum, Europa. vă spuneam, așa cum vă spuneam, se vorbește despre asta de zeci de ani. Nu e niciun fel de noutate. Pentru că, într-adevăr, e firesc să-ți dorești ca creștin să servezi în același uh moment învierea lui Isus. Dar deci nu e nimic extraordinar. Asta nu înseamnă că Adrian Papahagi și Bakonski au pus la cale cu cine știe cine o conspirație, cum spun unii apucați de pe la noi. Da? E un lucru despre care se vorbește de multă vreme și în alte locuri nu suscită atâta furie pentru că, de fapt, ce aș vrea să spun în legătură cu această dezbatere este că e o dezbatere tipică românească în care nu mai auzi decât în jurături. Iar în jurăturile vin masiv masiv dinspre această tabără pe care eu am numit-o The Lunatic Fringe în Biserica Ortodoxă, da? De apucații, da? care îi tratează pe Baconski, Pleșu, Papahagi, Anca Vasiliu și ceilalți drept satane, anticriști, trădători, Trădători, da? Trădători, Și, da. Cu, evident, cu refrenul, nu avem decât gloanțe pentru trădători. Și să știți că nu inventez nimic, pentru că pe una dintre aceste. Aici patii... sunt ghilimele, da? Ca să fim uh, foarte Da, acolo. da, da. Și știți de unde vine citatul, da? Din anii 20-30, din folclorul uh, legionar, uh, era unul dintre acești uh, apucați care reprezentau o fraternitate ortodoxă de asta. Neolegionară care spunea că sunt trădători Să ținem minte Numele acestor intelectuali pentru că sunt Trădători de neam Și eu atunci am replicat, da, cunoaștem refrenul N-avem refrenul, decât gloanțe pentru trădători Și omul respectiv uh, Internaut uh, Mi-a dat o inimioară I-a plăcut, plăcut Pentru că de fapt el asta gândea N-avem decât gloanțe pentru trădători Or, Fenomenul ăsta al violenței De limbaj este extrem de gravă, dar trăim într-o Românie. Dar am mai vorbit despre asta, domnule Nahoi. O Românie care colcă e de ură și am și scris zilele acestea despre figura haterului ortodox. Haterul ortodox, da. Acum, să ne înțelegem, există și haterul ateu, hateri de toate felurile, da. suntem o societate, cum spuneam, care colcă e de ură și ce e mai șocant e că vezi. Oameni care vorbesc despre iubire tot timpul, dar care uh, sunt uh, plini de venin, uh, și de ură, și de invidie. Da, și probabil că tastatura, atunci când ești singur în fața tastelor, nu ai persoana care te adresezi în față, incită la o atitudine uh, și mai dură, pentru că nu îl ai pe respect. De în față poate n-ai avea curaj să îi Acum... spui ceea ce uh, îi scrii acolo. La tari. Vreau să vă mai spun ceva în legătură cu fondul problemei, pentru că nu e vorba doar despre diferența între calendarul iulian și calendarul gregorian. Evident, știm, calendarul gregorian e mult mai bun din punct de vedere științific decât calendarul iulian. Uh, calendarul Iulian a fost introdus de Iulius Cezar în anii 40 înainte de Hristos, iar calendarul Iulian, uh, Gregorian, pardon, în anii 1570, de Papa Grigore al XIII-lea. Evident că este mai corect, mai bun, mă rog, uh, din punct de vedere științific, cel Gregorian, dar nu e vorba doar despre asta, în uh, felul în care se calculează data Paștelui, uh, este vorba de. Data de 14 Nisan, după calendarul lunar iudaic, și ce s-a spus probabil la conciliul de la Niceea din 325, este ca toți creștinii să sărbătorească în aceeași duminică Paștele, în prima duminică după 14 Nisan, și, de asemenea, să fie decalat față de Paștele Evreilor. Bun, aici putem discuta de ce. Este oare vorba de un anumit antijudaism sau este vorba din potrivă de o formă de respect față de anterioritatea iudaismului față de creștinism? Aici putem discuta, e mult prea lungă discuția, dar vreau doar să fac aceste precizări că nu e vorba doar despre diferența între calendarul gregorian și iulian. Asta este o altă chestiune care se adaugă, într-adevăr, peste problema calculării Paștelui. Dar, domnule paleologu, apare o uh, anumită credință, să zic, populară deja, care, să spunem, este cumva colaterală dogmei religioase uh, și pe care am întâlnit-o la foarte mulți drept-credincioși, care uh, ortodoxi, care spun așa, uh, pentru ei, acel miracol al aprinderii luminii fix în ziua Paștelui, în sâmbăta Paștelui Ortodox, este dovada supremă a faptului că denominația Ortodoxă este cea adevărată. Pentru că spunei altfel cum s-ar întâmpla miracolul luminii fix în acea zi. Și atunci ei spun, dacă schimbăm această zi, miracolul nu se mai produce. E, cum da, uh, nu, de aceste e, nu pot intra în... Uh, că, sigur, oamenii vor dovezi materiale, asta pare a fi uh, o dovadă materială uh, Sincer, nu prea pot să intru în meandrele unei gândiri magice uh, Acum, uh, ce pot să spun însă este că uh, argumentul invocat evident de Nalprea simțitul Teodosi Este uh, foarte problematic din punct de vedere etic și creștinesc Adică să transformi un miracol uh, într-o probă de superioritate Uh, și mai trebuie spus ceva, că uh, trebuie denunțată uh, această manieră ipocrită uh, de a exprima ura prin aparentă blândețe, compătimire și iubire. Da? Când îl uh, auzim pe ierarhul respectiv spunând de catolici că îi compătimește, nu-i judecă, ci îi compătimește, de fapt este o, o manieră uh, perfidă și ipocrită de a-și exprima desconsiderarea față de catolici. Așa și catolicii pot să invoce alte miracole pentru a afirma superioritatea catolicismului față de ortodoxie. Că sunt și de ăștia, să știți că tot felul de aberanți există și în lumea catolică. M-am întâlnit și eu cu ei cât am stat în Franța și în alte locuri. Deci au și ei apucații lor. Da, nu, nu sunt o exclusivitate ortodoxă. Problema ortodoxiei, cum vă spuneam, e această diviziune. Acum, trebuie spus un lucru în legătură cu această scrisoare a intelectualilor. Cred că cel mai important pasaj, din punctul meu de vedere, este acela în care solicită. Ca Biserica Ortodoxă Română să sprijine inițiativele Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol. Asta este, după mine, fraza cheie. Este cel mai important aspect. Pentru că, într-adevăr, Patriarhia Ecumenică își dorește acest lucru. Nu de ieri, de azi, de zeci de ani. Și aici este cheia. De fapt, soluția problemei nu este la sinodul Bisericii Ortodoxe Române, nici la cele câteva mii de intelectuali care au semnat respectiva scrisoare, ci la Patriarhul Bartolomeu, mă rog, la Patriarhul de Constantinopol, care este cel mai important patriarh, e primus inter pares în lumea ortodoxă și are și capacitatea diplomatică de a ajunge la un rezultat. Sigur că mai avem și problema patriarhiei de la Ierusalim. De fapt, astea două scaune patriarhale contează în această discuție, mult mai mult decât sinodul Bisericii Ortodoxe Române sau alte sinoade uh, locale. Deci, cei doi patriarhi contează în primul rând, acești doi greci, uh, cel de la Constantinopol, de la Istanbul și cel de la Ierusalim. Cheia este în mâinile lor și aș spune, în primul rând, Patriarhul de la Constantinopol, dar, evident, Patriarhul de la Ierusalim. Suntem cumva mai aproape de acest deziderat? Acum că există o preocupare, am vorbit și de articolul din Le Figaro, vedem demersul din România. Cred că da, cred că da, însă progresele sunt foarte lente. Acum mai trebuie spus un lucru. Datele Paștilor sunt stabilite până în secolul următor. Da, deci dacă, dacă e să facem o schimbare, nu va fi ușor. Da, Nu e pur și simplu o decizie a Sinodului uh, Ortodox Român. Nu, nu funcționează exemplul Estoniei și Finlanda, Finlandei. Pentru că Estonia și Finlanda au schimbat uh, data Paștelui, uh, când, în 2021, uh, după Revoluția Rusă, de altfel, ei continuau un proiect mai vechi al țarului Nicolae al II-lea. Țarul Nicolae al II-lea, poate lumea nu știa asta, dar exista un proiect de, uh, schimbarea, date, de schimbarea calendarului în vremea țaristă. Uh, Estonia și Finlanda făceau, evident, parte uh, înainte de Revoluție din uh, Imperiu uh. Țarist. Exemplul ăsta nu prea este valid. Deci nu se poate schimba data decât printr-o decizie comună a bisericilor ortodoxe Probabil exceptând Biserica Ortodoxă Rusă, care în momentul de față este paria Pentru că Biserica Ortodoxă Rusă, în frunte cu criminalul Kiril susține distrugerea unei alte țări ortodoxe Trebuie spus acest lucru Dacă Biserica Ortodoxă Rusă a pierdut în ultimii ani și în ultimul an în mod special, orice fel de autoritate și credibilitate în oicumena ortodoxă, da? în tot ce înseamnă ortodoxie universală. Ortodoxii de peste tot din lume, în afară de anumite curente ticăloase și scelerate, consideră inacceptabilă politica Bisericii Ortodoxe Ruse în frunte cu Chiril. Acum, sigur, există în Biserica Ortodoxă Rusă oameni de bună credință. Este, dacă vreți, vechiul conflict între Zosima și Ferapont din frații Karamazov. Da? Chiril este un fel de Ferapont caghebist, sau mai exact, mai exact un caghebist care se preface că este ferapont. Dar există și zosima în Biserica Ortodoxă Rusă, să nu uităm acest lucru. Dar, instituțional vorbind, Biserica Ortodoxă Rusă este complet discreditată. Ceea ce sigur Se poate ajunge la un consens, eu cred că se poate ajunge la un consens, dar e multă muncă în acest sens, mult muncă diplomatică, diplomație ecleziastică și, repet, cei mai importanți jucători în această poveste sunt patriarhul de la Constantinopol și patriarhul de la Ierusalim. Domnule paleologu, pentru că ați amintit de Biserica Rusă, nu putem să nu observăm că această reambalarea discuției, sigur ea este veche, dar acum apare în spațiul public cu mai multă forță, are o legătură și cu războiul pe care Vladimir Putin l-a declanșat, mai ales că el a adus pentru acest război și o motivație, să zicem, moral-religioasă. Ei s-au erijat într-un fel de apărători a unei morale creștin-ortodoxe superioare a Estului în fața unui Occident decăzut. Da, ceea ce este o infinită ipocrizie. Aici, da. Morala uh, criminalilor, violatorilor, jefuitorilor. Da, este o ipocrizie incredibilă, este uh, urăciunea pustiirii da, și uh, taina fără de legi, da, ca să vorbesc în termeni preluați din scriptură. Uh, eu n-aș face o legătură, uh, poate că unii o fac, dar eu nu fac vreo legătură între război și schimbarea datei Paștelui. Pentru că problema datei Paștelui este o problemă foarte veche. E normal să ne dorim acest lucru și nu doar noi, ortodoxi, ci și catolicii. Și catolicii, poate, în acest dialog interconfesional, vor face anumite concesii. Și, evident, nu mă refer doar la catolici, ci și la protestanți, la acei protestanți, acele biserici protestante care participă la dialogul interconfesional. Dar vedeți dumneavoastră că în mediile aberante, extremiste, care sluțesc chipul ortodoxiei, termenul ecumenist a devenit un termen de ocară. Este o insultă să spui despre cineva că este cumenist, adică să ți dorești mă rog, un dialog frățesc cu alți creștini. Da, în această optică delirantă, celălalt, da, catolicul, protestantul este ereticul. Este cel alături de care nu te poți așeza pentru că este spurcat. Da, este o uh, manieră de a vedea profund uh, necreștinească și extrem de toxică pentru Societatea românească și pentru Biserica Ortodoxă. Constat și eu că această zonă aberantă e foarte activă și foarte mult prezentă pe rețelele de socializare. Dar, domnule Paleologu, dacă vorbiți de acest discurs, el mai mult sau mai puțin poate fi asociat și cu susținerea Rusiei. În unele cazuri, da, nu totdeauna, dar unii sunt clar simpatizanți ai lui Putin, iar unii sunt probabil chiar agenți ai Moscovei. Da, sunt unii care pur și simplu se coordonează cu ambasada rusă și nu e nicio bănuială aici. Adică este lumina de acolo vine ca să... Un la... lucru, da, lumina lor vine, nu vine de la Ierusalim, ci vine de la uh, Moscova, da? Lumina vine de la răsărit. Sunt unii care uh, își, uh, cum să spun, coordonează acțiunile politice cu ambasada Rusiei și știm asta, este de notorietate publică, nu e nimic uh, secret. Da, există într-adevăr această categorie de scelerați, uh, de falși creștini, de falși ortodoxi, uh, care, de fapt, sunt niște. Propagandiști ai Moscovei și promovează în interiorul bisericii, în interiorul societății românești, o propagandă absolut abominabilă. Domnule Paleologu, iată, în scrisoarea intelectualilor despre care vorbim, se enunță la un moment dat naționalismul religios. Profund neortodox și ne despre care scrisoarea spune că nu trebuie să stea în calea bunului simț și a dreptei credințe. Ei, această expresie, naționalismul religios, aș vrea să o dezvoltăm puțin. Pentru că, într-adevăr, într-un anumit discurs foarte prezent sau din ce în ce mai prezent în spațiul public, se face o echivalență între naționalism și religie. Adică, nu poți fi patriot dacă nu ești și foarte religios. Și într-o notă ortodoxă foarte uh, dură, așa, da. foarte puternică. În, în multe cazuri este vorba de uh, uh, o derivă foarte gravă de ordin spiritual, a erija ortodoxia, a face din ortodoxie un atribut al naționalității. Nu am spus-o eu, a spus-o Vladimir Soloviov, un mare filozof și gânditor în secolul XIX. Da, sunt cei care fac din ortodoxie un atribut al naționalismului și al naționalității. Este o derivă spirituală dezastroasă. Și unii o fac și la noi. Acum, să știți că textul uh, intelectualilor de care vorbim e foarte blând în exprimare. Uh, e, e și unul dintre motivele pentru care. Nu mă asociez de mersul lor că eu sunt mai tranșant și mai dur în exprimări. Naționalism religios sau filetism sunt formule delicate. Da, E vorba de uh, uh, ură, e vorba de primitivism, uh, e, e vorba de lucruri mult mai grave. Filetismul are un iz de secol XIX. Uh, e mult prea drăguț pentru a descrie. Această, acest abis de uh, ticăloșie și de ură și de prostie pe care îl putem vedea în zilele noastre. Da? Și uh, sunt, bun, nu vreau să le fac publicitate, uh, că nu prea merită, da sunt uh, oameni pe care îi urmăresc pe uh, Facebook și sunt oripilat de ceea ce poate să scrie. Uh, sunt preoți da? care au. Uh, urmăritorii da, care scriu niște lucruri îngrozitoare și sunt discursuri de ură împotriva intelectualilor, împotriva Occidentului de căzut, împotriva catolicilor și protestanților. De, de unde această ură? Uh, de, da, și eu mă întreb, de unde această ură este misterul uh, naturii umane? Cum poate ființa umană să genereze atâta rău? E vechiul mister al uh, răului. Moral da? Pentru că ei, să... ei spun că sunt apărătorii binelui Da, dar aici vine perversitatea Că ei vorbesc despre iubire și totodată practică o ură feroce Da, Unul dintre ei vorbește peste tot despre revoluția iubirii E revoluția iubirii și de fapt colcă e de ură și împroașcă cu venin și calomnii în stânga și în dreapta Ăștia sunt oamenii despre care vorbim, da? Este o pervertire și o ipocrizie extraordinară. Însă, întrebarea dumneavoastră, să știți, este abisală și nu pot să răspund la ea: de unde atâta rău în ființa umană, de unde atâta ură? Poate că un, unul dintre răspunsuri este cel al ideii păcatului originar, da? În epistola lui Pavel către Romani. Și poate că de aici vine această capacitate infinită de ură la ceea ce eu numesc haterul ortodox. Bine, dacă este să. Ar fi să nu ne ducem atât de departe la păcatul originar, către păcate mai recente. Dacă ne referim la o sursă mai recentă, este ura de clasă din regimul comunist. Ca sursă recentă. Și, în rest, avem. Eternele păcate omenești, care sunt invidia, răutatea și prostia? Avem, de fapt, aici un fel de antioccidentalism. Da, dacă vorbim și aducem aici și ura de clasă. O respingere a unor valori liberale, până la urmă, poate și cu niște rădăcini în anumite frustrări de ordin social. Oameni care nu. Poate nu au atins uh, niște obiective în viața pe care și le-ar fi dorit. Și aici Poate o, aici să poate știți că situațiile că... sunt foarte variate. Da, mă gândesc de pildă de la un tip care tot timpul a vrut să ajungă ceva și niciodată n-a reușit, și atunci sigur că moare de ciudă și împroașcă cu venin. Uh, mai e un pseudofilozof uh, da, care scrie la Active News da, și a scris ieri de pildă ceva despre mine Ipochimenul paleologul și spune tot felul de minciuni, lucruri pe care le-ar fi spus noi ca, Dar pe care nu le-a spus niciodată mă rog, uh, Sunt evident frustrați, ratați, pseudo-intelectuali, oameni care nu sunt recunoscuți uh, cu adevărat Și mor de ciudă și de invidie și au numai resentimente Sigur există și uh, categoria asta a intelectualului ratat Acum, să ne înțelegem, poți să critici uh, anumite curente occidentale, bine mersi, uh, nu e nicio... E cât se poate de legitim, uh, poți să critici anumite aspecte ale liberalismului, poți să critici aspecte ale democrației, poți să critici aspecte ale Uniunii Europene. Uh, critica e liberă e, e și e binevenită. Uh, aici avem însă uh, de a face cu un fel de uh, sistem al uh, detestării universale. Sunt oameni care detestă tot, sunt anti-tu, cum se spunea uh, pe vremuri în Franța, și uite, suntem la RFI și trebuie să ne aducem aminte de această figură: a celui care este anti-tu, antidemocrat, antiliberal, antisemit, uh, anti-tu. Uh, da, există această uh, categorie, dar uh, aici uh, și tocmai pentru că. Există această reacție viscerală foarte dură pe care o vedem în societate. Sigur, ne place să credem și cred că așa este. Ea nu cuprinde o masă critică. Este un curent care nu e majoritar în societate, dar e foarte vizibil și foarte gălăgios, no, tocmai da. pentru că folosește astfel de lucruri. Dar nu există și pericolul rupturii. Eu nu cred. Societate nu cred că e majoritar în biserică, eu cred că este minoritar în biserică. Majoritatea episcopilor nu sunt așa. Totuși, episcopii sunt în general oameni educați. Bun, sunt și unii foarte primitivi și agresivi și abuzivi. Sunt, sunt, da? Aș putea să dau exemple și nu doar cel mai faimos. Mai sunt figuri care chiar fac rău bisericii prin atitudinea lor abuzivă, au extrem de autoritară și primitivă. Da? Am avut de pildă un discurs de Paște incredibil al episcopului, arhiepiscopului de la Buzău, da, conspiraționist, da, în care sugera că, nu știu, americanii, de fapt, sunt de vină pentru războiul din uh, Ucraina. Da? și uh, Genul ăsta de manifestări trebuie spus, uh, evidențiate. Dar nu la nivelul episcopilor este problema, ci mai jos. Da, sunt uh, călugării care au uh, convingerea că vorbesc direct cu Dumnezeu și ei înțeleg Apocalipsa mai bine decât oricine, că sunt obsedați de apocalipsă, da? și văd peste tot numai anticriști, satane. Uh, mai sunt și preoți care nu știu cum au ajuns să fie preoți pentru că sunt foarte rudimentari, nu au baze în, în, în materie de teologie. Trebuie spus că nivelul a scăzut foarte mult. De peste 15 ani, nivelul facultăților de teologie tot scade și ies niște preoți foarte primitivi care nu au noțiuni de teologie. Da, recent am polemizat cu unul dintre ei care e preot în Italia Mai este preotul Sharpe de la Londra care spunea că vaccinul este satanic da, Într-o predică difuzată foarte mult pe rețelele de socializare Dar nici în rândul preoților nu este majoritară această tendință. Să nu uităm că cei mai mulți sunt oameni cu scaun la cap, care chiar cred în ce a spus Isus, care citesc Evanghelia, care mai și practică ce spune acolo Isus, ce învață Isus în Evanghelie, Deci nu e majoritatea asta, este o minoritate extrem de gălăgioasă și foarte pătimașă. Ura de alminteri este un mare motor în acțiune. Da? Ura e foarte puternică. E un motor extraordinar de puternic și mobilizează. Da. Acum, la întrebarea... Vedeți, de vedeți că, riscul da? acestei unei rupturi care va avea consecințe în societate? Orice am spune. Da, eu cred că în biserică deja uh, ruptura asta există. Uh, unitatea este nu aș zice de fațadă, pentru că totuși se bazează pe... Uh, Comuniunea Euharistică. În felul ăsta e, se, se realizează unitatea în momentul Comuniunii Euharistice. Însă, în rest, sunt lumii paralele, să ne fie clar. Deci deja există o fractură foarte profundă în biserică, există o fractură foarte profundă în societate, iar acest lucru este într-adevăr preocupant, e periculos, fără îndoială. A, 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 semănăm din ce în ce mai mult o lume în care nu se mai înțelege om cu om, da? în care sensul cuvintelor e diferit. Da? Ce e pentru mine bine, pentru celălalt e rău. Există o confuzie a termenilor foarte gravă. Nu vedeți cum se folosesc termeni precum neomarxist, progresist, conservator. Și conservator se folosește complet aiurea. Fie de bine, fie de rău. Pot fi pancarte cu care să-i dai în cap adversarului, oricând. Da, globalist și așa mai departe. Adică, sunt, până și termenii nu mai au sens, își pierd sensul. Nazism, fascism, comunism, termenii sunt goliți cumva de conținut și asta agravează dihonia din societate. Știți ce spunea Confucius când a fost întrebat cum se poate repara o societate? Cum se poate. Readuce o societate pe calea cea bună, cum se poate restaura Concordia. Și el a spus, făcând un dicționar. Da? Pentru că noi nu ne mai înțelegem asupra termenilor pe care îi folosim. Deci, riscul acestei rupturi există. Domnule Toadă, Paleologu, v-aș întreba în finalul discuției noastre, pentru că, sigur, am privit către această temă care preocupă societatea românească. Am vorbit și despre uh, război și despre consecințele lui. Cum vedeți uh, în final consecințele acestui război în acest plan al socialului și chiar al vieții religioase? Uh, Mi-e greu să răspund la întrebarea dumneavoastră pentru că depinde de rezultatul războiului. Uh, dacă Doamne ajută, sper, uh, câștigă ucrainenii, se va produce o schimbare în Rusia. Oricum, cred că se va produce o schimbare în Rusia, pentru că politica lui Putin este un eșec dezastros. Se va produce o schimbare în Rusia și asta va genera, nu știm exact ce. Deci, nu sunt mama omida, nu pot să fac profeții. Evident că rețelele de influență ale Rusiei sunt active peste tot, nu doar în România. Peste tot în lume, din vremea uh, comunistă, uh, uh, au uh, oamenii lor uh, și în Franța, și în Germania, și în America, și în Brazilia. Evident că și în România, care este atât de aproape de Rusia. Deci, totul depinde de ce se va întâmpla în acest război. Îmi doresc din toată inima ca Ucraina să câștige, să-și redobândească teritoriile ocupate de către Rusia, iar asta va face foarte mult bine Rusiei. Rusia are, ar avea noroc să fie înfrântă în acest război. Înfrângerea Rusiei este o șansă. Pentru societatea rusă, o, o șansă de a scăpa de demonii trecutului uh, și de a se elibera de această clică mafiotă uh, de caghebiști. Deci, el, eliberarea Rusiei va începe, uh, poate, uh, odată cu această înfrângere pe care mi-o doresc. Îmi, îmi doresc înfrângerea uh, Rusiei, uh, dar nu, nu știu exact ce se va întâmpla. Îmi, îmi doresc acest lucru. Da? Să vedem dacă Dumnezeu îi va ajuta pe ucraineni, dacă Providența, să spunem, îi va ajuta. Glumesc acum, sigur, da, însă depinde foarte mult de ce se întâmplă în continuare în acest război. Domnule Toader Paleologu, vă mulțumesc că ați fost împreună cu noi. Astăzi la decriptaj am vorbit despre scrisoarea intelectualilor din România în susținerea unei date comune pentru sărbătoarea Paștelui, dar sigur, această temă a deschis o discuție care a privit către întreaga noastră societate și provocările ce-i stau în față. Vă mulțumesc încă o dată că ați fost împreună cu noi, atât la decriptaj în această seară, dar ne auzim și ne vedem joia viitoare. Cele bune!